Stimați invitați, dragi colegi, domnule președinte, am așteptat, de fapt, părinții și bunicii noștri au așteptat zeci de ani să vină americanii. Americanii n-au mai venit, în schimb au venit talpa rusească și ne-au ținut zeci de ani sub umbrela lor, dacă aș putea spune așa. Generația mea l-a așteptat de 35 de ani pe domnul Simion. Domnul Simion, care este speranța noastră și de asta, după 28 de ani de antreprenoriat și 28 de ani în care am fugit de politic, m-am aliat acestei mișcări tocmai pentru a deschide orașul, pentru a ține copiii noștri acasă și pentru a avea Vaslui un viitor. Astăzi suntem aici cu un scop măreț, să lansăm planul Simion, planul care aduce speranță și acțiune pentru Vaslui și pentru toată România. Este momentul să lăsăm în urmă amăgirile și minciunile politicienilor care au fost în Parlamentul României doar pentru interesele lor personale și să îmbrățișăm schimbarea reală. Este timpul să renunțăm la cei care au uitat ce înseamnă respectul față de cetățeni, față de cei care i-au votat. Au trecut prea mulți ani în care Vaslui a fost lăsat la margine, în care am fost doar un județ uitat, iar asta se vede în fiecare industrie abandonată, în fiecare drum neasfaltat, în fiecare tânăr care pleacă să-și caute norocul în altă parte. Politicienii care s-au perindat la putere au trădat Vasluiul, au promis dezvoltare, dar ne-au oferit doar promisiuni goale și dezamăgire. I-au dat cu piciorul în șansa noastră de a construi un viitor mai bun pentru copiii noștri, pentru bătrânii noștri și pentru toți cei care au ales să rămână aici, acasă. Dar planul Simion vine să schimbe toate acestea. Vine să aducă o viziune clară, cu măsuri concrete, pentru ca Vaslui și România să prospere. Alături de George Simion, omul pe care l-am ales și îl susținem, avem o echipă care pune pe primul loc nevoile voastre, care este pregătită să lupte pentru dreptate și pentru demnitate. Pe 24 noiembrie votăm George Simion, pentru un viitor curat și pentru România noastră. Și pe 1 decembrie ne dăm votul pentru echipa de aur la Parlament, echipa care este gata să-și pună pieptul în fața trădătorilor și să apere interesele vasluienilor. Planul Simion înseamnă investiții reale în infrastructură, în agricultură, în educație și sănătate. Înseamnă locuri de muncă și un sprijin clar pentru vasluieni, pentru fiecare vasluian, oriunde ar fi. Știți cu toții că mă trag dintr-o familie din Cornea Albești, o familie de țărani mândri și că mi-am petrecut toată viața în Vaslui. Îmi cunosc rădăcinile și știu ce înseamnă să muncești cinstit. Știu ce înseamnă să fii nevoit să privești cum oamenii buni și muncitori pleacă, pentru că aici, acasă, nu le mai oferă nimeni nicio șansă. Astăzi, la lansarea planului Simion, ne declarăm hotărâți să punem capăt acestui cerc vicios de neglijență și trădare. Venim cu soluții, nu cu scuze. George Simion este liderul care va aduce în sfârșit schimbarea, iar eu, alături de toți colegii mei, vom fi acea voce clară, distinctă pentru Vaslui în Parlamentul României. Ne vom bate pentru investiții, pentru locuri de muncă, pentru o industrie revigorantă și pentru o viață demnă aici, acasă. Vaslueni, pe 24 noiembrie avem șansa să votăm pentru adevăr, pentru un om al faptelor, nu al vorbelor. George Simion. Și pe 1 decembrie alegem echipa AUR pentru Parlamentul României.
echipa care pune vasluiul pe România și România pe primul loc. Nu ne mai putem permite să lăsăm puterea pe mâna celor care au vândut țara bucată cu bucată. Voi sunteți cei care pot aduce schimbarea, care pot face diferența. Așa să ne ajute Dumnezeu.